La doar 13 ani, ploieștencele Alessia, Daria, Antonia și Bianca au reușit performanța să urce pe podium la campionatul național de scrimă. Aici sunt 10 medalii, le-am câștigat anul ăsta. Cele mai importante sunt naționala, de venit vice-campioană la echipe. Am două medalii din Bulgaria, una la categoria Under 14 și una la Under 12. Și mai am tot de la naționale. Anul trecut am câștigat-o în locul 3, la individual. Ce înseamnă pentru tine aceste medalii? Înseamnă ceva foarte important. Nu s-a fost minunat. Este o experiență pentru mine să fac acest sport. Am de mai multă încredere în mine la concursul, pentru că de obicei mi-e un pic frică. Dar acum o să mai bine. Antrenorul Claudiu Moldanski spune că scrima este un sport tactic, dar elegant. Scrima e un sport care dezvoltă armonia și tot ceea ce te învață te ajută mai departe de copii. Este un sport care încercăm să nu punem accentul pe partea asta a fostelor. Dar de tot e un echipament, un echipament de protecție. Nu poți să ai un echipament de protecție în care să nu simți lovitura și să nu fie. Dar încercăm să-mi facem proiectele care ne desfășurăm și tot sprijinul clubului să-l aducem în așa fel încât partea asta să fie cât mai puțin recepțită de către părinți care își aducă copilul la E încunorarea muncii de un an de antrenamente grele în care multe lucruri s-au întâmplat. Ne bucurăm că am ajuns la acest rezultat, ne bucurăm că au reușit să scoată în concurs viața și să își dovedească coeziunea între ele, pentru că e o muncă de echipă. Fiecare asalt și fiecare încurajare a colegilor tale te ajută pentru celălalt meci. Sportivele se pregătesc acum pentru următoarele concursuri.